Târgul de turism s-a încheiat la momentul potrivit pentru că de astăzi nu ne mai putem înfructa din bunătățile hunădurene care au făcut senzație printre vizitatorii expoziției. În acest an, lăsata secului pentru postul Crăciunului a căzut astăzi într-o zi de marți, în ziua Sfântului Filip. Așa că astăzi este ultima zi în care creștinii mai pot mânca de dulce. De mâine, 15 noiembrie, intrăm în postul Nașterii Domnului sau postul Crăciunului, care va ține până în 24 decembrie. Sec înseamnă uscat, fără grăsime, de post, iar lăsatul secului este prima zi de pregătire pentru post și ziua intermediară între mâncatul de dulce și zilele de post. Așa că, după orânduielile bisericești, astăzi este ultima zi în care credincioșii mai pot mânca de dulce, adică lactate, ouă și carne, pentru că de mâine intrăm în postul Crăciunului. Pe vremuri, în ziua de lăsatul secului, se făceau mari petreceri în familii, se serveau fripturi, ciorbe cu carne, prăjituri și vin. Potrivit tradițiilor populare din această zi, copiii încep să învețe colinde și să-și facă planul pentru perioada de colindat.